costat? Cât a costat, Teo? Eu știu că nu mă semnesc cecuri, adică asta este, este luată pentru fundație. Vreau să mă mai spun o treabă pe urmă. Dacă vă spune, Teo, cât a costat? Emilia. 790? 790 de mii, gratis. Dacă, nu știu de ce, n-am luat două ca să am pereche. O să vă întrebăm, evident, și de Simona, a fost o greșeală din partea ei că a mers la acel prim turneu de la Miami și n-a mai așteptat totuși să-și revină până la capăt? Iată, trage acum consecințele. Să aștepte ce? Să nu meargă la acel turneu de la Miami. Imediat. Să nu meargă la Miami, să meargă unde? Nu știu, să mai aștepte. Fiecare cu gândurile lui, dă-ți seama ce gândește un om care a fost acuzat de omor și face 30 de ani și pe urmă scapă pentru că s-a dovedit că nu este el în cauză. Simona este declarată pozitivă pentru că a fost pozitivă. Acum, de ce a fost pozitivă? Are argumentele să demonstreze că nu e vina ei. Ok. Însă 2 ani de zile, un an jumate cât stai, ca să rămâi la același nivel, îți trebuiesc 5-6 ore pe zi, după părerea mea. Adică, stați un pic, nu sunt toți în pielea mea. Eu am fost totdeauna cu cârca, cu munca, mai puțin cu talentul. Sigur că da, chiar dacă faci alea 6 ore pe zi și n-auzi pe unul într-un scaun acolo, la 15 all și nu știu ce, e altă treabă. Eu l-am obligat pe numărul 1 în lume, domnul Vilas, că-mi juca ca măgarul. Dar Vilas aveam nevoie de 35 de ore să pună o minge pe un șervet. Pe un prosop îți punea mingea de 3 ori, dar după 35 de ore de antrenament. Nu e cazul. Nici la Simona, nici la altele, iar la fete ați văzut. E un pic de gringoladă din toate punctele de vedere. Nu mai știi cine e cine, cum știu. Însă eu aș fi început cu calificări. La turnee mici, dacă pot să crezi, până n-aș fi avut 20-30 de meciuri cu turnee mici, să văd cum e treaba, cum este, nu știu ce, cum, nu știu cum. Wildcard, da. Primești un wildcard acolo, îl primea și la Madrid. Uite că la Wimbledon nu-l primește. Pentru că Wimbledon spune, domnule, dumneata, ai fost pozitivă. Stai puțin, că n-am fost până pozitivă, nepozitivă, mă mai treci una. Dar la US Open credeți că o să-l primească? Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea și chiar dacă aș fi, nu ți-aș spune, pentru că e treaba ei și nu vreau să mă amestec. Pe mine m-a întrebat ce aș fi făcut eu. Eu n-aș fi participat la Miami și aș fi luat la calificări undeva și aș fi început cu treaba asta. Și va fi cu ediția Jocurilor Olimpice, unde Simona nu participă, nu a ajuns acolo în carieră. Păi n-a ajuns pentru că n-are performanța să ajungă, pentru că se consideră ultimul an, dacă ești în primele, nu știu cât, Simona e locul 2005 sau cât este acolo și n-are nici Comitetul Olimpic acum cum să contrazică pe sine însuși, că Comitetul Olimpic e UADA, nu? Adică n-are cum. Că mai puțin timp până la începerea Jocurilor Olimpice, România are șanse pentru 3-4 discipline reale de a obține medalii. Cândva, cu anii în urmă, spuneți așa, dacă nu semănăm, nu avem ce să culegem. S-a cam adeverit vorba dumneavoastră. Cum vedeți șansele sportivilor români la actuala ediție a Jocurilor Olimpice? Cam pe câte medalii mizați? Nu neapărat de aur, argint sau bronz. Vedeți, dumneavoastră, eu consider că nu atâta importanță au medaliile, câtă importanță are națiunea de a fi competitivă. Iar noi încă nu suntem competitivi pentru exact aceeași rațiune care am spus-o și acum.
20 de ani și acum 10 ani și acum 2 ani, încă n-am semănat suficient ca să în sita aia să se cearnă o masă de sportivi din care, din ăia, să-ți iasă campioni. Ah, te trezești iară că ai un campion olimpic? Bun. Aia este o ecuație care nu o iei în considerare, că sunt numai cazuri speciale. Cazuri speciale. Că la canotaj avem ceva șanse? Sigur că da, totdeauna le-am avut. Canotajul cred că e federația cea mai bine făcută. La natație, că domnul Popovici sau cine o fie altcineva, avem, le avem totdeauna. Suntem o națiune cu o genă sportivă bună, toată treaba, dacă ne dăm un pic silința să vedem ce e jos, uite, următoarele olimpice, da, în două jocuri olimpice, nu ne mai câștigăm locul în primele 10, încă 30 de ani, dar ar fi bine să fim competitivi. Domnule Țiriac, la tenis avem o șansă la Paris, la jocurile olimpice? Ce anume? La tenis, proba de tenis. La tenis nici nu știu cine participă. Ana Bogdan, Irina Begu și Maimai. Atenție! Fetele astea sunt un rezultat al acelor turnee, că pe vremea când era Ilie Năstase președinte și au început să jucă în turneele alea micuțe aici în România, unde și acum sunt destule, mi se pare că noi facem, trebuie să-l întrebați pe Cosmin, vreo 25, pe peste tot. Foarte rar găsești un primar care să-ți fie alături și economii, nu numai cu vorbele, dar le facem. Am avut o generație de fete foarte bună, foarte bună, consider eu. 5 la Grand Slam-uri, 6 la Grand Slam-uri, uite la băieți unde am ajuns. Deci, da, sunt. Să visăm la o medalie olimpică la tenis? Da, pot să visez. Da, e un vis, nu? Se întâmplă mai rar. Domnule Țiriac, vedem că aveți în colecție o mașină de Formula 1 condusă de Vettel în 2010. Sunteți pasionați de Formula 1? Urmăriți acest curent? Înainte să fiți dumneavoastră născuți, în anii, la începutul anilor 60, Formula 1 era un eveniment într-un pahar cu apă. Erau 10-12 piloți, se numeau și pe vremea aia, care se adunau, fiind selecționați oarecum de FIA, de Federația Internațională de Automobile, și concurau la Formula 1. Eu mi-aduc aminte de timpurile alea, Ecclestone avea Brabham, echipa. Când ne antrenăm mâine, stai puțin. Vedem cum e timpul, dacă plouă, dacă nu plouă, ne sculăm noi pe la 9 și vedem noi cum ne antrenăm și nu știu ce. Ei, pentru treaba asta, eu când spun oameni care au schimbat sportul, Avalanche, președintele Comitetului Olimpic, care a fost brazilian, Samaranch, care încă o dată, dacă era Paris, pentru că Samaranch un an înainte făcea turul lumii și la toată lumea îi făcea să semneze că nu se mai întâmplă 1972. Să sperăm că și campionatul european de fotbal, uite, am scăpat bine, dar ne e frică totdeauna că scăpăm. Venind înapoi, acest om cu o singură mână, Ecclestone, a luat piloții, el îi premia. A luat industriile și i-au convins, el coopera cu el. A avut media care a făcut tot toată. El a pus prima cameră pe automobil, el a făcut tot. A cumpărat aproape toate circuitele și a făcut din Formula 1 calul care este astăzi. Eu am greșit, pentru că mă gândeam odată plecat Ecclestone. Praful să alege. Începe să se bată marca asta cu marca aia, la altă, nu în fizic, dar în condiții economice și așa mai departe. Totuși, Formula 1 este
probabil unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare sport în lumea asta, este obscen de scump. Adică dacă iei cursele americane, Indianapolis, 500 sau toate alealte, o echipă te costă 30-40 de milioane pe an. Aici vorbim, ne apropiem de 800 și de un miliard. Domnule Țiriac, s-a încheiat campionatul european de fotbal. Au fost un jucător de fotbal sau au fost jucători de fotbal din echipa României care v-au plăcut în mod special și care credeți, considerați că vor exploda în viitorul apropiat la nivel internațional? Încă o dată, vă spun, sunt deziluzionat că nu mă pricep la fotbal, dar un sport de echipă am făcut și eu. Și atunci îmi dau seama ce e mijlocul terenului, ce e spate, ce e atac și așa mai departe. Eu am avut plăcerea să fiu prezent la meciul cu Ucraina. M-au invitat nemții acolo, era la München, era la stadionul lor și m-au invitat acolo într-o loge. Rest am văzut numai la televizor ce s-a întâmplat. Cel mai mare succes și cea mai mare bucurie care ne-au făcut-o asta, să ne lege din nou împreună, să sperăm, uite că facem parte din lume. Dom'le, dar n-am câștigat campionatul european, nu știu dacă știți. Adică am câștigat cu 3-0 acolo, însă eu nu știu dacă am văzut bine, în primele 20 de minute noi n-am atins mingea cu Ucraina. Și venind înapoi, cu o voință senzațională, a alergat pe peste tot, cu tot ce vrei, iar antrenorul, că nu e antrenor, un șef la echipa națională, cum spun englezii, e manager, n-are cum să fie antrenor. Primești 25 de jucători din toate colțurile lumii și ia fă-i tu să joace bine fotbal în 10 zile. Nu, ești un manager care trebuie să vezi care e echipa, cum e echipa și așa mai departe. Da, sunt și fundașii care au făcut, după părerea mea, alea 2-3 greșeli cu Olanda, când ne-a băgat peste bot. Asta, oriunde în lumea asta, când vine ăla atacantul și atacant bun, nu-l lasă să ducă în afară ca să aibă unghi spre poartă. Îl bagi în peluză acolo și vezi ce faci cu el. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba că ne-a făcut o bucurie mare. Uite, ne bucurăm și acum. Am mai găsit un sponsor. Doi, să sperăm că ia exemple toată lumea de la școala lui Hagi. Și când om avea vreo 2-3-5 mii de copii din ăștia, poate visează vreunul să ia și banii lui Mape. Acum a luat puțin el, dar vroia neapărat Real Madrid, așa că... Golul lui Stanciu v-a plăcut? Ce anume? Golul lui Stanciu. Dom'le, sigur că golul lui Stanciu ne-a salvat Hagi din nou. Da, ne-a salvat Hagi din nou, că dacă nu dădea penaltiul ăla, eram acasă și cu două zile înainte.